Bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Urmărim viața publică din România și, desigur, și din Iași. Observăm multe elemente de dezbinare între politicieni într-un an care ar trebui să fie cu totul special, altfel, și la nivelul acestui tip de relații între oamenii aleși să ne conducă. Vorbim despre anul centenarului, desigur, 100 de ani de la Unirea României, de la 1 decembrie 1918. Vorbim astăzi împreună cu istoricul Liviu Brătescu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal Iași. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iași. Bună ziua, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. În primul rând, vorbim despre acțiunea dumneavoastră. Ați fost ales în Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice Naționale și drept urmare ați demisionat din funcția de consilier județean. Ce înseamnă acest lucru? Cu siguranță îmi veți spune că veți observa în continuare cu atenție ce se întâmplă în Consiliul Județean și veți reacționa. Da, nu. A existat o competiție în cadrul Partidului Național Liberal la jumătatea lunii februarie, în care am intrat în această competiție cu colegi de la nivelul întregului partid care au dorit să ocupe această poziție de reprezentare în cadrul Consiliului de Administrație al Televiziunii Române, potrivit algoritmului politic și a reprezentării pe care o are astăzi Partidul Național Liberal în Parlamentul României. Au fost două locuri pentru Partidul Național Liberal, un număr de 32 de candidați. Biroul executiv a considerat că am experiența necesară și capacitatea să reprezint Partidul Național Liberal și electoratul și alegătorii din întreaga țară, până la urmă, cetățenii acestei țări, în Consiliul de Administrație a Televiziunii Române. Și pentru că în corespondența pe care am avut-o cu Agenția Națională de Integritate a existat un răspuns pe care câțiva prieteni juriști l-au interpretat ca fiind unul generator al unei stări de incompatibilitate, am ales să demisionez din calitate de consilier județean al Partidului Național Liberal. Dar, dat în faptul că ocup o poziție importantă în cadrul biroului politic județean, sunt prim vicepreședinte al filialei Șene, mă va interesa în continuare ce se întâmplă în cadrul administrației județene, atât la Consiliul Județean, unde lucrurile îmi sunt familiare după 6 ani de exercitare a mandatului, dar și în ceea ce privește activitatea primarului și a Consiliului Local. De exemplu, acolo. Adică, de pildă, pentru Consiliul Județean am mai anunțat asta, în măsura în care nu se vor suprapune cele două ședințe, mă refer la ședințele de Consiliul de Administrație la Televiziunea Română și cele de la Consiliul Județean, voi face tot posibilul să fiu prezent la ședințele Consiliului Județean. Te participați în public de data aceasta. De data aceasta din public, sigur. Este cu siguranță un lucru de remarcat acesta din Consiliul Județean referitor la ceea ce se întâmplă cu aeroportul, lucru pe care l-am mai discutat, de situație care se prelungește. Da, e o situație care se prelungește pentru că atunci când nu lași lucrurile, când ai o putere de decizie și nu lași lucrurile să evolueze în mod firesc, așa cum evoluau lucrurile până în anul 2016 la aeroport, într-o direcție absolut remarcabilă de către orice observator al vieții economice, sociale, politice, în momentul în care încerci să-ți pui amprenta politică și foarte subiectivă, nu doar o amprentă politică, așa cum a făcut-o domnul Marcel Popa cu cei care au condus aeroportul Iași din 2016 încoace, și mă refer la atitudinea pe care a avut-o față de domnul Angel, iată că asistăm la un deficit de imagine, în primul rând. Un deficit de imagine și cei care pierd din acest deficit de imagine pentru aeroport suntem cu toții noi, și indiferent de formațiunea politică cu care empatizăm, să spunem, la un moment dat. Și e păcat, pentru că aeroportul a fost, este și trebuie să fie în continuare și poate fi în continuare motorul economiei județului Iași. Partidul Național Liberal, consilierii județeni au atras atenția de la Iași, au atras atenția domnului Popa în nenumărate rânduri asupra modului în care a fost gestionată problematica organizării concursului, a raportării noului management la directorul Alexandru Angel. Iată, așa cum știți probabil și dumneavoastră, există deja o hotărâre a unei instanțe de exact. Este într-o primă fază de repunere în funcția domnului Angel, doar că, repet, în momentul în care gestionez într-un asemenea mod, așa cum a înțeles domnul Popa, să raporteze la problematica aeroportului Iași,
deficitul de imagine e atât de puternic încât nu știm cum poate fi el remediat la un moment dat. În al doilea rând, pentru că am spus că în primul rând vorbim despre această situație cu demisia dumneavoastră de la Consiliul Județean, ca urmare a accesului în această funcție în Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice, în al doilea rând spun, vorbim despre această stare aproape generală, i-aș spune, de dezbinare într-un an al centenarului. Iată inclusiv ce s-a întâmplat astăzi. După aceste vizite, mut puțin discuția la nivelul politicii naționale și la solicitarea președintelui Klaus Iohannis ca premierul Viorica Dăncilă să-și dea demisia, retrăgându-i sprijinul, sigur, un sprijin mai simbolic, pentru că nu are relevanță neapărat administrativă această solicitare. Am sperat cu toții ca anul 2018 să fie un an al concordiei, un an al stabilirii unor mari obiective. Vedeți, dincolo de simpozioane și alte manifestări culturale, era important să se pună bazele în acest an, să fie puse bazele unor proiecte importante. Și pentru noi ieșeni și pentru moldoveni, în general, proiectul acesta al autostrăzii e unul care se lege Moldova de Transilvania, e unul la care aproape că am obosit uneori să facem trimitere, dar el este unul de actualitate. Doar că am văzut din partea guvernului condus de Liviu Dragnea, pentru că să recunoaștem, el este cel care este adevăratul prim-ministru al României, indiferent cum s-au numit cei care au avut drept de semnătură din ianuarie 2017. Eu mai fost nu, care s-au mai revoltat. Nu doar o... Da, și am văzut ce au pățit, adică... Mă rog, ridicarea capului în Partidul Social Democrat uneori costă destul de mult, inclusiv funcția de prim-ministru, poți plăti inclusiv cu funcția de prim-ministru. Bine, în locul unor proiecte de anvergură, am văzut că până și un proiect cultural, cum ar fi cel gestionat de Ministerul Culturii, centenarul Marii Uniri, a fost absolut aruncat în aer. Apropo, dacă sunteți cumva membru într-un ONG și doriți să aplicați pentru proiecte legate de centenarul Marii Uniri, chiar dacă suntem la sfârșitul lunii aprilie, Ministerul Culturii a deschis o nouă linie de finanțare. Vedeți, glumim, dar lucrurile sunt foarte serioase, pentru că, evident, să deschizi o linie de finanțare în luna aprilie, la sfârșitul lunii aprilie, arată și responsabilitate și lipsă de interes, pentru că, vă dați seama, orice câștigător ar trebui să urmeze niște proceduri de achiziții, de... Ar fi fost poate mai nimerit să deschizi proceduri de... Demarare autostrăzii sau exact, unor lucrări și să o numești Autostrada Unirii sau exact, ceva. Sau probleme de infrastructură culturală. Dar vedeți, în lipsa unor discuții și a unor proiecte de anvergură, chiar și în privința unor lucrări de infrastructură, am observat această preocupare a Partidului Social Democrat de a gestiona problemele legate de legile justiției într-un mod care să-i favorizeze, pentru că există o realitate, și anume sunt lideri precum Liviu Dragnea, care așteaptă cu multă emoție pronunțarea unor sentințe prin diferite tribunale ale țării noastre, și atunci, pentru cei care putem fi cât de se poate de obiectivi, nu putem să nu vedem preocuparea pentru ca legile justiției, să spunem pe șleau, să arate într-un anumit fel, astfel încât persoana lor să fie cumva în afara consecințelor unei legislații favorabile propriei vieți. Dincolo de asta, modul acesta ușor copilăresc în care se comportă doamna Viorica Dăncilă în calitate de prim-ministru, cred că e foarte, un lucru foarte grav. Adică uneori ne amuzăm cu toții referitor la modul în care se exprimă, la diferite declarații. Dar faptul că primul ministru al României este chemat la o discuție despre situația economică a României, despre modul în care înțelege guvernul României să stabilească relația cu Banca Națională, e un lucru grav, nemai întâlnit, și care cred că arată foarte un dispreț total, în primul rând, față de alegători. Eu înțeleg frica doamnei Dăncilă, pentru că dacă ne aducem aminte ce printre lucrurile care au costat pe ceilalți doi prim-ministri, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, ne aducem aminte că au început să apară criticile la adresa lor atunci când, pe surse,
Când aveau discuții cu președintele, care avea un anumit dialog civilizat, care exista o punte de legătură între Sorin Grindeanu și președintele Iohannis, între domnul Tudose și președintele Iohannis. Și acum doamna Tudose parcă vrea să arate că ea nu face aceleași greșeli față de Liviu Dragnea ca predecesorii săi. Dar să te cheme președintele României, să port o discuție față în față sau la o masă cu guvernatorul Băncii Naționale, să nu te duci, să nu te duci nici a doua zi, doar pentru că ai tu deodată un foarte mare orgoliu, se dezvoltă deodată o personalitate foarte puternică în tine, e straniu și e păcat, pentru că nu e o joacă nici măcar. Știți, când privim uneori dinamica unei vieții unui partid, putem să ne amuzăm. Adică spunem, domnule, uite, acum e liderul ăla mai în formă, celălalt are o rețea de lobby mai puternică în partid. Dar când vorbești de modul în care înțelege primul ministru să se raporteze la o solicitare legitimă a președintelui României, cred că ține clar de o maturitate, respectiv o imaturitate politică a doamnei Dăncilă. Dacă este să ați amintit și despre proiectul centenar, ne-ați spus și de deschiderea liniei de finanțare, dacă este să ne jucăm puțin cu imaginația și să ne gândim că am fi la sfârșitul anului 2018 și ar fi să vă uitați în urmă, ce credeți că ar fi să notați? Doar o ceva mai multă finanțare pentru sărbătorirea zilei de 1 decembrie și câteva discursuri în plus? Păi eu cred că toate evenimentele desfășurate sau gestionate, organizate de Ministerul Culturii vor fi localizate pe data de 1 decembrie. Deci vom vedea, cred că, o serie întreagă de... Deci anul centenar se va rezuma la o zi. Spectacole, dansuri populare, dar nu cred, din păcate, o spun cu tristețe, nu cred că Ministerul Culturii, nici măcar actualul ministru al Culturii venit din lumea teatrului, aveam alte așteptări, recunosc, nu cred că va putea gestiona altfel de evenimente decât câteva spectacole și acele organizate în jurul datei de 1 decembrie. De altfel, în urmă cu o săptămână au fost evaluate noile proiecte care au mai existat prin Ministerul Culturii și am văzut așa, dar nu am intrat încă pe documente, astăzi le-am descoperit. Sunt 3 proiecte din care vor fi implementate și la nivelul județului Iași. E de văzut cum se vor desfășura ele și cine vor fi cei care le vor implementa aceste proiecte. În anul acesta al centenarului există, iată, în luna mai pe 19, de la Iași pleacă această inițiativă, 2 asociații, Moldova Vrea Autostradă și Împreună pentru a 8, va fi organizat un marș motorizat spre București, cu plecări din foarte multe orașe și orășele din toată regiunea Moldovei, ca reacția legată de absența oricărui demers făcut de către cei din guvern, Ministerul Transporturilor, CNAIR, în legătură cu o asemenea autostradă care să facă legătura între, mai mult decât între Moldova și Transilvania, ci și între Republica Moldova și restul României și, desigur, Occident. Privind în ansamblu societatea românească, avem poate uneori sentimentul că nu mai e nimic de făcut, că există un guvern care domină în mod destul de autoritar societatea românească și că partea civilă, să spunem așa, e amorfă. Ei bine, iată că astfel de acțiuni, precum este cea din 19, pe de o parte expresia disperării noastre, a celor care activăm în zona aceasta economică, culturală, socială, pentru că nu există practic domeniu care să nu fie afectat de lipsa acestei autostrăzi, e un semnal de alarmă. Mă bucură pentru că arată că societatea românească, așa cum a înțeles să iasă în stradă în lunile grele din februarie, ianuarie 2017, dar chiar și anul acesta, atrăgând atenția guvernului PSD că modul în care gestionează problemele justiției nu sunt în regulă, iată că acum din nou e un semnal de alarmă. Sperăm că de data asta cineva, măcar acum în al 24-lea ceas, cineva să înțeleagă faptul că izolarea aceasta, pentru că vorbim de o izolare și am sentimentul uneori că e și o chestiune asumată cu privire la această izolare, discriminare în privința alocării fondurilor la adresa Moldovei, riscă la un moment dat să creeze, știți, cred că asta ar trebui să fie
poate lecția anului 1918 pentru anul 2018. Și anume, că atunci când privești în mod discreționar provinciile acestei țări, atunci când nu încerci să ai o politică financiară, bugetară, echilibrată între provinciile acestei țări, când nu reușești să duci să păstrezi acest echilibru de care spuneam, s-ar putea ca la un moment dat, spunem astăzi, ferească Dumnezeu, dar nu poate fi foarte departe momentul în care să avem mișcări centrifugale. Pentru că și povestea asta pe care o mai auzim cu toții, uneori de la București, și anume că contribuția financiară a Moldovei la bugetul central, cred că dacă veți chema niște economiști, vor putea să vă arate că lucrurile nu stau chiar așa. Adică e bine să vedem dacă putem stabili... Sunt economiști care spun că este pe plus, adică contribuim mai mult decât primim. Adică, și așa există un nivel de dezvoltare inferior, spunem, al Moldovei comparativ cu restul țării, în momentul în care mai există și aceea, nici măcar nu există o corespondență între contribuție și ceea ce primește Moldova de la bugetul central, orice fel de formă de manifestare politică poate să apară oricând, din punctul meu de vedere. Vedeți vreo... întrevedeți, de fapt, vreo modalitate în care să existe un dialog, pentru că observăm și am tot observat în acești ani că modul în care se primesc răspunsurile instituțional, pentru că așa declarativ sunt multe, pot fi frumoase, pline de metafore și dătătoare de speranțe, dar instituțional, ori de la CNAIR, ori de la Ministerul Transporturilor, răspunsurile sunt foarte vagi de cele mai multe ori și imprecise. Și opinia este că se vorbește la pereți, ca să folosim un... Eu cred că există, de fapt, o singură soluție, și anume o presiune constantă din partea tuturor celor care astăzi reprezintă județele Moldovei în Parlamentul României, indiferent de formațiunea politică din care fac parte. În momentul în care modul în care te percepe șeful de partid e mai important decât modul în care te vei uita după un an, doi, trei, patru sau poate mai multe mandate în cazul unora dintre ei în ochii alegătorilor, atunci nu se va putea realiza această coagulare a reprezentanților tuturor forțelor politice din Moldova. Personal nu văd altă soluție decât aceasta, unei presiuni constante asupra tuturor celor care dețin astăzi și vor deține majoritatea în Parlament și conducerea Guvernului României până la urmă. Și cei care ne reprezintă, în fond. Pentru că despre asta e. Mă întorc puțin la această situație de astăzi între Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă. Credeți că este de vreun folos acest tip de presiune? Pentru că majoritatea parlamentară cu siguranță nu ar retrage sprijinul, Liviu Dragnea cu siguranță nu ar retrage sprijinul, având datele de până acum. Uitați, noi ne-am obișnuit prin raportându-ne la cei 10 ani de președinția lui Traian Băsescu cu un anumit tip de joc politic din partea... Ofensiv. Da. Având acest model, l-am criticat cu toții aproape pe Klaus Iohannis pentru că este rezervat. Eu am impresia că cei de la PSD cred că preocuparea lui Klaus Iohannis de a respecta Constituția, de a avea grijă la raportul acesta de forțe dintre putere și opoziție... Funcția de mediere... este echivalată de către PSD cu o nepăsare și o neimplicare în viața politică, în viața noastră a tuturor până la urmă. Și chiar o slăbiciune de către asta. Și o slăbiciune și parcă încearcă să vadă o limită a rezistenței președintelui. Ori astăzi cred că s-a văzut că au atins limita de rezistență și de înțelegere a jocului politic pe care președintele Klaus Iohannis a arătat-o. Din acest moment, eu cred că vom asista, cel puțin aceasta e convingerea mea, la ofensivă și din partea președintelui Iohannis. O ofensivă în sensul de a le arăta majorității parlamentare, celor care au astăzi guvernarea României, că țara asta nu este doar a Partidului Social Democrat, iar președintele Iohannis e obligat să fie atent și la celelalte semnale pe care le primește din societatea civilă. În același sens trebuie văzută și neacceptarea de către președintele Iohannis a retragerii doamnei Laura Codruța Kövesi, solicitată de către Tudorel Toader din funcția de procuror șef la Direcția Națională Anticorupție. E un gest care face parte din aceeași categorie. Cred că președintele Iohannis, cum spunem noi, poate popular Moldova, a început să-i ajungă și lui nu cred că mai are foarte multă răbdare cu Partidul Social Democrat. În schimb, nu prea are... Pentru că vorbim de, până la urmă de niște obligații constituționale. Eu întreb,
Mai vedem în țări care au acest regim semi... Bun, noi avem și o problemă legată de forma noastră de guvernământ și de tipul acesta de republică. Dar trebuie să recunoaștem că este absolut neobișnuit, lăsăm că este și nedelicat și lipsit de nu știu, legitimitate politică până la urmă, stabilirea unor contacte care implică această țară fără să stai de vorbă cu președintele României. Mă refer la aceste vizite în Israel a doamnei prim-ministru, în condițiile în care în Constituția României se precizează foarte clar că politica externă nu e doar atributul ministrului de externe, ci și a președintelui României. Adică semnalul de alarmă pe care, că de aici a pornit, cred, întreaga poveste, semnalul de alarmă tras de președintele Iohannis cu privire la aceste călătorii. Pentru că știm foarte bine, sunt niște călătorii din perspectiva doamnei Dăncilă, atâta poate domnia sa, aceste călătorii nu pot continua la nesfârșit, pentru că implică țara. Dar revin puțin, cui folosește până la urmă? Sau care, nu intrăm într-un fel de blocaj? Sau oricum am fi intrat? Dacă există acest... Oricum am fi intrat, pentru că eu cred că Partidul Social Democrat vrea să-și ducă planul acesta de control total asupra societății românești, că tot vorbim de istorie, dar am sentimentul uneori că parcă suntem în perioada aceea dintre anii 1945-47 de preluarea tuturor pârghiilor statului român. Ne uităm la modul în care se raportează același Partid Social Democrat și la serviciile de informații din această țară, la diferitele comisii parlamentare, paraparlamentare care se întocmesc la nivelul legislativului României. Și așa cum în 47 ultima redută era regretatul rege Mihai, așa și astăzi parcă avem cu tot sentimentul că ultima redută e președintele Klaus Iohannis. Avem și o activitate a opoziției care trebuie să spunem asta, pentru că și e important să amintim și telespectatorilor dumneavoastră faptul că în urma sesizărilor făcute de către Partidul Național Liberal, la Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentului Consiliului Europei, legile justiției vor fi discutate în sfârșit de Comisia de la Veneția și să sperăm că recomandările care vor veni acolo după o analiză judicioasă nu vor mai fi ignorate nici de domnul Tudorel Toader, nici de doamna Dăncilă. Și acesta este un semn că trăim un an al plin de dezbinări. Faptul că s-a ajuns chiar la ultima posibilitate de a contesta, de a discuta, aceea de a îndemna ca aceste legi atât de disputate să ajungă pe alte mese decât... Știți ce se întâmplă? Cele pe în momentul în care sunt situații pe care le-am atras atenția uneori, credeți-mă, și în cadrul Consiliului Județean Iași. În momentul în care faci parte dintr-o majoritate și nu înțelegi că sunt proiecte, sunt lucruri pentru care e bine să te așezi cu adevărat la o masă a dialogului cu cei de la, cu cei din opoziție, și nu tratez o anumită problemă, cum este aceasta a legilor din justiție, doar într-o viziune unilaterală, trebuie să te aștepți ca la un moment dat poate aceste legi să fie contestate mai categoric de cetățeni care sunt reprezentați de partidele din opoziție, indiferent de ce for legislativ vorbim, să poată fi schimbate la un moment dat. Ori asta creează foarte multă instabilitate la un moment dat, în țară, într-un județ. De asta spun, sunt proiecte care e bine să nu fie tratate din prisma aceea și care ține, e o chestiune care ține de maturitate până la urmă, pentru că altfel creez o anumită instabilitate absolut de nedorit pentru modul în care trebuie să funcționeze o societate. La Iași mai există un conflict foarte, foarte recent în interiorul PSD, în care cei de la primărie au solicitat, de fapt acum la primărie nu mai au fost excluși din PSD, primarul Mihai Chirica, au solicitat celor din PSD să evacueze sediul. Sediul central. Lucrurile merg în direcții în care nu ne așteptăm. Bun, e, știți cum se spune uneori, ar putea fi comic dacă nu ar fi tragic, când vezi cum se raportează președintele de astăzi al Partidului Social Democrat, domnul Marcel Popa, la cel pe care l-au susținut în fruntea primăriei municipiului Iași, mă refer la domnul Mihai Chirica. Adică, eu înțeleg că acum s-a produs ruptura între cei doi, dar e bine ca lumea să-și aducă aminte și sunt convins că ieșenie nu uită asta, că Mihai Chirica este copilul crescut și alintat de către Partidul Social Democrat, este un produs al lor și atunci ar fi tot o dovadă de maturitate politică ca domnul Marcel Popa să și-l asume pe domnul Mihai Chirica, chiar dacă astăzi sunt așa într-o relație ceva mai
rece. Mulțumesc foarte mult. Eu pentru vă mulțumesc. Acest dialog, Liviu Brătescu, istoric prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal Iași. Vă așteptăm opiniile dumneavoastră, desigur, la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem marți la Vocile Iașului de la ora 17 într-o ediție specială de o oră. Până atunci vă urez o seară cât mai bună și un weekend plăcut.